Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să pregătim o pizza bună pentru noi toți. Avem aici făină pe care o să punem numai pentru o porție de pizza, 250 de grame. Eu pun pochi. Deci, 250 de grame de făină. Facem așa o cropiță. Și punem. Eu am bătut un ou întreg, dar nu o să-l pun tot. O să pun mai puțin din el. Așa. Restul l-aruncăm. Acum, peste ou, punem jumate din drojdia aceasta. Așa. Punem zahăr. Și am să pun puțină sare, nu multă, dar o punem undeva pe aici. Așa. Cam o jumătate de linguriță mică, mică. Și acum avem 200 de grame de apă caldă, dar nu cred că o folosim toată, să vedem. Și începem să frământăm. Și începem amestecăm. Și acum o să mă adresez doamnei din Spania. Eli, mírame, como prepar la pizza, donde no entiendes me llama, ¿vale? Besito para vosotros. Așa. Și punem. Hai, punem apă, amestecăm tot. Făina trebuie să fie de cea mai bună calitate. Mai punem puțină apă. Apă cât să incorporeze, să nu puneți multă, să nu facem un aluat moale. Trebuie un aluat puțin mai tare. Cred că 25-30 de grame de apă e suficient. Și acum o să punem ulei de floarea soarelui. Eu am aici vreo 4-5 linguri, dar nu-l folosesc tot. Deocamdată am pus puțin. Și amestecăm. Așa. Nu trebuie mult să frământăm, pentru că este pizza și aluatul e rapid. Așa. Mai pun un pic de ulei. Așa. Fie mai elastic. Așa. Așa. Aluatul e gata. Ei, acum lăsăm să crească. Așa arată. Așteptăm puțin să crească și revenim. Ia să vedem cum se prezintă aluatul, da, a crescut. Și acum să pregătim pizza. Punem puțină făină pe masa de lucru, așa. Aruncăm puțin și peste. Luăm aluatul, da, a crescut frumos. Îl întindem și întindem în stânga, în dreapta. Ai. A crescut frumos, face veșici, e bine frământat. Așa. Thank you.
aluatul nu trebuie să fie gros, pentru că nu mâncam pâine cu bulion. Fie puțin mai subțire. Așa. Și acum e perfect, dragii mei. Să-l punem pe tavă. Eu am aici această tavă, e de la mine, de la pizzeria Țianu. Și pune peste. Luăm așa. Ne dăm aici, că nu pasă nada. Și prindem. Așa. Tava este anume pentru pizza. Așa. Și acum. Pune pastă de roșii. Să pun 2-3 linguri. Așa. Și întindem peste tot. Circular. Chiar dacă iese un colț, mai nu știu cum, suntem de acasă, noi servim, nu vă faceți probleme. Așa. Acum o să arunc un pic de oregano. Nu o să pun mult, că la Viorelut nu-i place. Așa, foarte puțin. Cui îi place, cui nu-i place, nu pune. Și acum avem aici ingredientele și luăm așa mozzarella. Așa, și tăiem feliuțe subțiri. Mie îmi place foarte mult cu mozzarella. Italienii au o idee bună cu acest prânzet minunat. Așa. Și luăm felia de mozzarella și punem aici. Punem aici, punem aici. Aici. Până cât doriți, puneți după preferințe. Așa. Eu zic că e suficient. Așa. Acum. Avem aici 4 cheso, adică 4 brânze. Și pune, aruncăm peste. Așa frumos. Dumneavoastră o să puneți ce brânzeturi doriți. Asta e la alegere. Așa, și punem de jur împrejur. Așa, foarte frumos. Da, eu pun pentru că îmi place. Așa. Acum, avem aici mușchiuleț. E un mușchi, nu cred că e afumat, dar e foarte fin tăiat și așezăm peste. Așa. Unde și unde? Așa. Dumneavoastră o să puneți ce doriți. Și aici avem hamon pe care îl facem așa. Așa. Și punem aici așa. Mai luăm o feliuță și îl facem la fel. Așa. Cât să întoarcem așa și punem aici. Da. Mai luăm încă o feliuță, la fel, întoarcem și îl punem aici. Așa. Chiar dacă se rupe puțin, asta nu e o problemă, după cum v-am spus, noi servim. Așa. Punem și aici. Mai luăm o felie. Dumneavoastră o să puneți pe pizza ce doriți, ce aveți prin frigider și ce vă place, bineînțeles. Și mai punem o bucată pe care o punem aici, scumpa mea.
Acum o să... Eu am roșii cherry. Și luăm. Așa. Tăiem roșia în două. Și punem aici așa. Așa. Pe fiecare bucată. Da, se taie. Am un cuțit. Nu prea taie. Așa. Punem și aici. Mai punem o bucățică. Așa. Una aici și una aici. Acum avem becon. Eu o să-l iau cu mâna și-l punem peste tot, pe unde vreți. Așa, așa. Am să pun tot beconul care este tăiat, să nu rămână. O să vedeți ce pizza minunată iese. Așa. Acum, mie îmi place cu măsline. Acum e la alegerea fiecăruia. Nu e obligatoriu măslinele. Sunt foarte mari, arată foarte bine. Sunt turcești. Și punem aici, aici. Așa. Eu pun că îmi plac foarte mult măslinele. Da, se are sâmburele foarte, foarte mare. Da, nu contează. Așa. Punem și aici. Și totuși mai pun o bucățică. Așa. Aici. Aici. Și aici. Ei, dragii mei, eu o să pun ardei iute. Iarăși, ardeiul e la alegere. Dacă nu vă place, nu puneți. Măslinele, la fel. Am să tai câteva bucățele. Așa. Suficient să nu fie nici prea iute. Am să pun foarte, foarte puțină sare pe el. De ce pun sare? O să-i mai taie din iuțeală. Și acum, luăm așa. Și aruncăm și pe aici, și pe aici, și pe aici, și pe dincolo. Peste tot. Da? O să vedeți că este o pizza minunată. Și eu zic că e foarte, foarte bine. Nu mai punem nimic, a? Decât totuși. O să mai arunc puțină brânză deasupra și atât. Ei, dragii mei, acum o dăm la cuptor și așteptăm să se facă. Ei, acum hai să vedem cum arată pizza. Da, e gata. Așa arată pizza noastră. Așa. Da, este foarte, foarte. Foarte jos. Și acum turnăm pe această farfurie. Anume pentru pizza. Da, arată foarte bine. Miroase extraordinar de bine. Și acum să tăiem o secțiune. Ia să... A căzut făcălețul, nicio problemă. Dragii mei, haideți să tăiem o secțiune. Nu știu cum să... Soțul meu era cu tăiatul. Dar totuși... Să vă prezentăm. Așa. Am să tai o bucată. Să vedeți cât de reușită e, cât de bună. Eu doresc să o preparați în casă. Dar e o bucată sănătoasă. Și acum o să luăm o farfurie.
prezentăm. O să iau tot cu cuțitul. Ia să vedem. Dragii mei, brânzele curg. Așa îmi place. Scumpa mea, vedeți? Uitați ce moale, ce moale sunt colțurile. Arată extraordinar, miroase bine. Ei, dragii mei, aceasta este pizza noastră pe ziua de azi. Vă sărut dulce din Madrid. Pe curând!